Dragi prieteni, Doamne ajută! O sărbătoare frumoasă care umple de bucurie sufletele noastre în această perioadă, și anume intrarea în Biserica Maicii Domnului, întotdeauna prăznuită de Biserica noastră în 21 noiembrie. Tocmai am intrat în postul Crăciunului și această prăznuire vine să umple inimile credincioșilor, preamărind-o pe ceea ce este mai cinstită decât eruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, pe Maica Luminii, Maica Cerului și a Pământului. Ca să pătrundem în tainele sărbătorii și să fie o bucurie cu adevărat înțeleasă de către telespectatorii noștri, l-am invitat alături de noi, ca de obicei, pe Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, Părinte Episcop Teofil, blagosloviți! Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți! Cu binecuvântarea Maicii Sfinte începem emisiunea de astăzi. O sărbătoare care ne duce în vechime, în prim planul ei, este Măicuța Sfântă, Maica Preacurată, de data aceasta o copiliță pe care părinții ei o duc la templu, la biserica de atunci, ca să fie afierosită sau încredințată lui Dumnezeu. Ce importanță spirituală are sărbătoarea aceasta, praznic împărătesc, pentru creștinii de astăzi? Intrarea în Biserica Maicii Domnului este un moment important, în primul rând, pentru Sfinții ei părinți, drepții Ioachim și Ana, pentru că ei au făcut o promisiune lui Dumnezeu. Toată viața s-au rugat lui Dumnezeu să le dăruiască un copil. În tradiția iudaică, o familie fără copii era considerată o familie blestemată, pentru că toți sperau că din coapsele lor s-ar putea ridica Mesia. A nu avea copii însemna să fii considerat nevrednic de a fi părinte pentru Mesia. Așa că orice familie drept credincioasă, iudaică, își dorea să aibă copii. Și Ioachim și Ana nu aveau copii. Toată viața au suferit, s-au rugat. Și doar când, după legile firii, n-ar mai fi putut să aibă copii, Dumnezeu le-a împlinit rugăciunea tocmai pentru a arăta că acolo unde El voiește, poate să biruiască rânduiala firii, și le-a dăruit-o pe această copilă pe care au numit-o Maria, care se poate tâlcui împărăteasă, Doamnă, și au promis: Doamne, dacă Tu ne vei dărui un copil, noi ți-l vom dărui înapoi. Și așa se face că la vârsta de 3 anișori, prunca Maria este dusă la templu și a fi rosită lui Dumnezeu. Ea, din acel moment, va crește acolo, la templu, împreună cu celelalte femei care erau în jurul templului, care aveau grijă de partea, să zicem, care ține de femeie în slujirea templului, de curățenie, de veșminte, de tot ce putea să facă doar o femeie acolo. Așa că prunca Maria urma să crească împreună cu acele femei, dar arhiereul care era atunci a fost binevestit că acea pruncă avea să fie Maica lui Dumnezeu. Și el a luat-o și a introdus-o în Sfânta Sfintelor, un lucru uimitor și de neimaginat pentru iudei, ca o femeie să pătrundă în Sfânta Sfintelor. Dar pentru că a fost descoperire dumnezeiască, s-a făcut acest lucru, pentru că prin aceasta se arăta că însăși Fecioara Maria avea să devină o Sfântă a Sfintelor. Din ea avea să se întrupeze Fiul lui Dumnezeu. Așa că evenimentul a fost de mare însemnătate pentru drepții Ioachim și Ana,
dar, bineînțeles, și pentru noi toți, până la urmă, pentru poporul iudaic care aștepta venirea lui Mesia și nașterea Maicii Domnului deja anunță venirea lui Mesia, cum cântăm la nașterea ei, nașterea ta, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, bucuria a vestit la toată lumea, că din tine a răsărit soarele dreptății, Hristos, Dumnezeul nostru. La fel, și intrarea ei în biserică deja anunță, pregătește venirea lui Mesia. Ea a fost aleasă și pregătită în mod special de Dumnezeu pentru această lucrare și sigur la momentul potrivit îi se va cere și acordul, totuși nu împotriva voinței ei, nu împotriva libertății ei se vor întâmpla aceste lucruri. De aceea Dumnezeul va trimite pe Arhanghelul Gavril să o binevestească undeva pe la vârsta de 13-14 ani, când ea nu mai putea să rămână la templu și va fi încredințată spre purtare de grijă dreptul lui Iosif, ea va fi binevestită de către Arhanghelul Gavril, că a fost aleasă să fie mama Fiului lui Dumnezeu. Ușor nedumerită cere lămurirea Arhanghelului și el îi spune că lucrurile se vor întâmpla prin puterea Duhului Sfânt. Nu va fi vorba de o legătură trupească între ea și dreptul Iosif. Și atunci accepte cu smerenie, iată roama Domnului, fie mie, după cuvântul tău. Preasfinta voastră, aș vrea să stăruim puțin asupra acestui act de încredințare, de dăruire. Deci ne gândim la cei doi părinți înaintați în zile, probabil că au făcut-o și ca mulțumire personală, dar și în baza unui plan dumnezeiesc. Pentru că Maria își va urma destinul ei, de a-L naște în lume pe Fiul lui Dumnezeu și cred că vorbim și de o îndoială biologică, pentru că dacă a venit la bătrânețe, ei știau că nu vor putea multă vreme să aibă se ocupă de ea. Și ei știau că acolo la templu, într-adevăr, în partea bărbătească unde se ocupau preoții așa, în partea unde se ocupau de fecioare, erau persoane consacrate, cu o viață curată și care pregăteau. Erau văduvele care... Pentru că nu era numai Maria, mai erau și alte fete, bănuiesc. Da. Cu siguranță era o categorie de asemenea fecioare care creșteau la... Într-o viață de curăție, de mică. Și mă gândesc la acest lucru, preasfinta, că ce bine ar fi și astăzi ca părinții care dau naștere, noi care din mila Domnului am dobândit prunci buni, de mici așa să încredințăm milele lui Dumnezeu și să nu ne limităm doar la acel act pe care preotul la botez îl face închinând pruncul la icoană și dacă e băiat, îl introduce și în altar cu referire la ce a spus dumneavoastră adineori. Sigur, este un moment important și teoretic noi facem același lucru, îi încredințăm pe copiii noștri lui Dumnezeu, îi dăruim chiar lui Dumnezeu botezul, tocmai aceasta înseamnă că noi l-am primit pe copil ca dar de la Dumnezeu și îl oferim înapoi ca darul lui Dumnezeu. El din acel moment îi va aparține lui Dumnezeu exclusiv. Toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Lucrul acesta îl presupune botezul. Este o afierosire. Tunderea de la botez este un rit specific consacrării. La fel facem și la rânduiala intrării în monahism, chiar și numim tundere în monahism, la fel și la hirotonie. Deci tunderea este un simbol al consacrării. Deci orice creștin botezat este o persoană consacrată, afierosită lui Dumnezeu. Nu mai aparține acestei lumi, ci aparține lui Dumnezeu, aparține trupului lui Hristos, devine mădular al trupului lui Hristos. Durerea este că paradoxul. Nu conștientizăm îndeajuns aceste taine. Le trăim așa ca pe niște ritualuri religioase cu mai multă sau mai puțină semnificație pentru noi și revenim la ceea ce numim noi viața obișnuită, viața normală, viața lumească și apoi din când în când mai cerem mila și ajutorul lui Dumnezeu pentru că ne dăm seama că descurcăm singuri. Da. Răsea voastră, vedeți, potrivit planului din veșnicia lui Dumnezeu, Maria a fost aleasă, da?
însăși nașterea ei sub pecetea miracolului, ca rugăciune intensă. Aici iarăși putem vorbi de un mod de a dobândi prunci buni și sănătoși, de un îndemn al nostru pentru viitorii părinți, pentru mirii de la cununie, ca prin rugăciune să dobândească un urmaș. Adică un copil nu-i rodul hazardului, nu-i vine lumea așa că s-a întâmplat și asta este, cum mai spun mulți, ci un copil nu este un obiect care să-l cumperi dintr-un magazin și să funcționeze bine și să fii mulțumit. Știți, un copil este dar, este dăruire, peste dragostea părinților care dau trupul, vine Dumnezeu și dă sufletul copilului. Da, cred că copil trebuie să fie într-adevăr un rod al iubirii, să nu se nască din patimă, să nu se nască din păcat, ci din rugăciune. Fecioara Maria a devenit o sfântă a sfintelor și pentru faptul că s-a născut din părinți cu viață sfântă, deja erau înaintați în vârstă, curățiți de patimă, de întinăciunea păcatului, cu rugăciune fierbinte și stăruitoare toată viața. Și atunci ceea ce au rodit a fost un rod curat, neprihănit. Și de aceea Biserica insistă foarte mult pe curăția tinerilor înainte de căsătorie. Pentru că atunci când se vor uni, să se unească din dragoste, această dragoste să fie binecuvântată de Dumnezeu și din ea să se nască copii cu viață curată, cu viață sfântă, cu predispoziție pentru sfințenie și pentru curăție. Dacă nu, noi trăim în păcat și atunci ceea ce zămislim este rod al păcatului și nu este ușor de vindecat rana păcatului. O viață întreagă nu ți ajunge de pocăință ca să vindeci păcatele pe care le moștenești de la părinți, de la strămoși, pe care după aceea le faci și tu și înmulțești, adaugi rană peste rană și devine foarte greu. Zice și prorocul David în Psalmul 50, în fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Este un lucru dureros. Cu toate acestea, Dumnezeu poate și chiar face lucrul acesta. Pe toți ne cheamă la mântuire. Chiar dacă ne-am născut în fără de legi și păcate, El ne cheamă totuși la sfințenie, la neprihănire. Dar trebuie să ne dorim acest lucru, trebuie să conștientizăm. Eu sunt convins că și noi, slujitorii preasfinția voastră, avem așa o, nu știu cum se numesc, sau să mă refer la mine, să nu generalizăm, o slăbiciune în ceea ce privește cateheza sau pregătirea tinerilor pentru taina Sfintei Căsnicii. De multe ori ei vin cu lecția învățată, ei vin la final, nu le prea cunoaștem viața, numai ne anunță ori ei, ori nași, ori părinții, unora dintre ei, că în data de, părinte, veți avea o cununie. Și atunci noi îi poftim să discutăm, să stăm de vorbă, să așa numita cateheză premaritală. Ei trăiseră câțiva ani împreună, viața lor avea sens unic, în unele cazuri mi-a părut să-și un copil, au fost cazuri în care am făcut și cununia și botezul în aceeași zi, da? Ca un ceremonial așa mai extins, că erau nașii veniți din țară și atunci să nu vină de două ori, apare tot timpul presiunea aceasta materială financiară și parcă ne-e greu să vorbim de aceste lucruri, că un copil trebuie să se zămislească cu curăție, că un copil este binecuvântarea lui Dumnezeu în familie și nu trebuie să vină așa cu să lăsăm planning-ul divin, nu neapărat planning-ul uman și a părinților, programările acestea, când să vină și cum să vină. Și aceea, vedeți, noi constatăm niște lucruri, dar nici noi ca slujitori nu cred că facem întotdeauna cât ar trebui să facem ca să îndrumăm duhovnicești acestei familii care poate n-au primit o educație religioasă de la părinții lor. Și atunci lucrurile se perpetuează. Dar trebuie să fie poate un moment hotărător, da, în care ei se cunoască mai mult și să pună în practică. Sigur, pentru aceste situații, Biserica trebuie să aibă îngăduință și înțelegere și încercăm să recuperăm ceea ce se mai poate recupera, să vindecăm aceste răni ale păcatelor care pot fi și din neglijența noastră a păstorilor, poate din lipsa noastră de implicare, de dăruire. Și atunci și noi trebuie să ne asumăm cu pocăință aceste realități
Dar și lor trebuie să le insuflăm această pocăință, să nu trăiască păcatul ca pe o normalitate, ci să-l simtă ca pe o rană, ca pe o durere, de care să se căiască și să ceară mereu mila lui Dumnezeu, vindecarea pe care numai Dumnezeu o poate face. Și chiar dacă au început greșit, să zic așa, dar treptat lucrurile se pot îndrepta, se pot vindeca. Poate mai greu, dar Dumnezeu ne stă mereu aproape, mereu la îndemână. Dacă noi ne dorim, El ne-a pus tuturor pocăința la îndemână și este șansa tuturor. Vedeți că biserica este deopotrivă simbolizată și de Fecioara Neprihănită, adică de Maica Domnului, dar și de desfrânata care se pocăiește, care își plânge păcatele la picioarele lui Iisus. Și Mântuitorul Hristos prețuiește la fel de mult desfrânata care se pocăiește ca și pe Fecioara Neprihănită. Lacrimile pocăinței pot să înălbească haina murdărită a sufletului. Dar trebuie să conștientizăm și să cultivăm această pocăință. Iar pentru situațiile în care putem interveni la timp, să o facem, iată, dacă am conștientizat că este nevoie de mai mult timp, de mai multă implicare, de mai multă dăruire din partea noastră, să încercăm să facem aceasta cu cei care putem, cu cei care acceptă, că nu toți sunt receptivi. Da, oamenii trăiesc în condiții destul de grele, program destul de încărcat, foarte greu își mai găsesc timp pentru ceva și atunci încercăm să facem ce putem și cât putem. Important este să conștientizăm că Dumnezeu ne stă mereu aproape. El nu se leapă de noi. Chiar dacă noi ne lepădăm sau îi întoarcem spatele, El rămâne mereu același, mereu acolo, ne așteaptă, așa ca și Tatăl din parabola fiului risipitor, este mereu cu ochii în zare, așteptând că poate într-o zi ne vom întoarce. Da, și se bucură foarte mult de orice păcătos care se pocăiește. Preoția voastră, pentru bucuria praznicului, în ziua intră în biserică a Maicii Domnului sau sărbătorii Ovideniei, biserica rândește prima dezlegare la pește. Ce înseamnă pentru creștinii care postesc aceste dezlegări la pește în postul Crăciunului? Că mulți dintre ei, dragii de ei, nu prea înțeleg dezlegarea la pește. Bine, numai pește pot să mănânc sau pot să mănânc și în restul postului sau peștele, având în vedere că n-are sânge, e considerat mâncare de post? Sau... Să explicăm un pic. Dezlegările la pește sunt așa, o mângâiere pentru cei care reușesc să țină postul cu mai multă severitate, cu mai multă strictețe. Ele vin din spațiul monahal. Monahii și-au pus în felul acesta problema. Ei țineau posturile cu multă asprime, chiar fără un de lemn, dezlegare la vin și un de lemn, făceau doar la sfinți mai importanți. În rest, în postul Crăciunului, lunea, miercurea și vinerea se postește fără un de lemn, fără vin, deci cu hrană mai puțină și uscată, iar în celelalte zile cu mâncarea așa obișnuită de post. Sâmbăta și duminica, deja după praznicul acesta al intrării în biserică, se face și dezlegare la pește, adică se poate consuma pește. Este o mângâiere care se poate face celor care țin cu strictețe postul. Dar pentru cei care nu țin postul cu strictețe, aceste dezlegări la pește nu sunt obligatorii. Adică dacă scrie dezlegare la pește, nu înseamnă că este obligatoriu să mănânci pește. Depinde cât de mult poate să-și asume fiecare și cât de multă asprime. Dacă noi, în general, suntem relaxați în post, apoi dezlegarea la pește nu se justifică, știți? Ea se justifică doar pentru cei care țin postul cu asprime, cu strictețe.
Am pregătit peste voastră o cântare. E de vorba de troparul sărbătorii care se cântă în aceste zile. El spune așa: astăzi este înainte însemnarea bunăvoinței lui Dumnezeu și propovăduirea mântuirii oamenilor. În biserica lui Dumnezeu, în chip luminat, Fecioara se arată și pe Hristos tuturor mai înainte îl vestește. Acesteia și noi cu mare glas îi strigăm: bucură-te, plinirea rânduielii Ziditorului. Minunații noștri prieteni, ABC-ul Credinței, emisiunea pentru sufletele dumneavoastră. Le mulțumim celor de la Lira TV, prietenii noștri, pentru bunăvoința cu care de fiecare dată reușesc să colaboreze cu Episcopii Ortodoxi a Spaniei și Portugaliei în a oferi cu multă bunăvoință aceste emisiuni. Alături de noi, preasfinția voastră, așa ca o protecție spirituală, este o imagine mai aparte. Este vorba de Maica Domnului cu pruncul, o prelucrare după un izvod de la Mănăstirea Nicula din secolul XIX. Este o tehnică în tempera, cu emulsie, cu gălbenuș de ou. Este o artistă consacrată care pictează așa de frumos pe sticlă și am considerat potrivit să ne străjuiască dialogul nostru de astăzi. Preasfinția voastră, pentru a nu supăra pe telespectatorii care ne mai scriu, în emisiunea asta luăm și câteva întrebări. Zicem așa: situație. Femeie creștină căsătorită civil cu un musulman. Inițial, acesta nu o împiedica să meargă la biserică sau să-i ducă pe copii. Ulterior, după 10 ani, începe să facă presiune asupra ei și nu o mai lasă să meargă nici pe ea, nici pe copii. Ce e mai drept în fața lui Dumnezeu? Să continue această căsnicie sau să se despartă? Menționez că își asumă greșelile și e conștientă că se află în această situație din vină proprie, iar duhovnicul ei speră că aceasta, adică femeia, îl va converti pe soțul său și o îndeamnă să rămână pe mai departe în această căsnicie. Dar situația devine din ce în ce mai rea. Da, este greu de gestionat asemenea situație. Este de dorit să fie clarificate lucrurile la început, în situația acestor căsătorii mixte, fiind vorba de un arab, se vede că n-a avut parte de taina cununiei, ci doar căsătoria civilă, a fost așa o înțelegere cumva între ei. Și uite că pe parcurs el nu s-a ținut de promisiune. Sigur că familia înseamnă mult, dar nu cu prețul pierderii credinței. Deci femeia aceasta trebuie să vadă în ce măsură această situație îi afectează sau nu credința, propria ei mântuire. Dacă el îi respectă credința și îi lasă pe copilași să meargă la biserică, atunci sigur că poate să spere și în convertirea lui sau să meargă împreună cu el până la capăt, dar dacă el o împiedică să-și trăiască credința, atunci probabil că este preferabilă o despărțire, dar și aceasta, dacă va fi acceptată de către el, s-ar putea să nu o lase cu ușurință, nici măcar să se despartă. Și copii la mijloc? Da. Dar mila lui Dumnezeu, având un duhovnic, va fi un sprijin foarte mare pentru ea și împreună cu duhovnicul se vor sfătui cum este mai bine și până la urmă fiecare, vedeți, are limite și trebuie să simtă, să vadă până unde poate să meargă, unde poate să, până unde poate să tolereze anumite situații și unde trebuie să zică nu. Și vedeți că orice îngăduință poate să fie făcută până la păcat. Dacă situația o constrânge să se lepede de credință, atunci este preferabil să se lepede de soț și să nu renunțe la credință. Următoarele întrebări, preasfinția voastră, le vom lua în emisiunea viitoare.
abclcredinței@gmail.com, adresa de mail deja bine cunoscută, la care dumneavoastră sunteți rugați să scrieți. Vă mulțumesc pentru fidelitatea cu care ne urmăriți, așteptăm întrebările dumneavoastră. Mulțumim și Părintele Episcop Teofil de Iberia, presia voastră, să ne pomeniți în rugăciunea dumneavoastră. Și prietenilor noștri de la Lira TV, cu care împreună realizăm această emisiune. Până la o nouă întâlnire, ca de obicei, numai de bine.